Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Tonia și am ajuns la etalarea pentru Zodia Taur, cei născuți în 21 a 4-a până pe 21 a 5-a. Voi face etalarea pentru luna mai, să vedem ce vă rezervă luna mai pentru cei din Zodia Taur. Vedem întâi patru mesaje de la Divinitate pentru tine, tu din cel din spatele telefonului meu, pentru cei din Zodia Taur. Ok, foarte frumoase cărțile, foarte spirituale. La baza pachetului aveți un mesaj foarte puternic, așa precum sunteți voi cei din Zodia Taur. Puterea de acțiune, cifra 10. Elementul tău interior te îndeamnă la acțiune. Dacă îți asculți vocea lăuntrică, vei merge în direcția cea mai bună. Divinitatea te avertizează ca tu să-ți asculți interiorul tău, ceea ce simți în primul instinct, să-l urmezi pe acela. Este cea mai bună decizie pe care îl vei lua. Primul mesaj din lamelele extrase este altruismul. Fii atent, fii atentă la ceilalți și ajută fără să aștepți nicio recompensă. Încearcă să creezi noi începuturi, ceea ce nu ai fost până acum, o nouă versiune de a ta. Fii mai empatică, fii mai drăgăstoasă, drăgăstos cel din spatele telefonului meu. Fii sufletistă, dăruiește, divinitatea te ghidează. Probabil că treci printr-o conexiune foarte puternică cu cineva, pentru că aceste păsări este conexiunea divinității cu un suflet pe care probabil că îl iubești foarte mult. A doua lamelă ne vorbește despre pesimismul. Percepția ta asupra realității devine corectă imediat ce vei înceta să anticipezi în mod pesimist. Încearcă să nu mai fii pesimistă, încearcă să nu te mai învârți în același loc. Cifra 8, probabil că ceva te reprezintă în această cifră, ori v-ați cunoscut în această cifră, ori ceva este legat de cifra 8. A treia lamelă ne vorbește despre cifra 4, ghidul spiritual. Din nou ne avertizează că ești foarte ghidat de divinitate, tu cel din Zodia Taur. Ghidul spiritual, sunt alături de tine. Ce aștepți de la mine? Te ascult. Cere și ți se va da. Divinitatea așteaptă să iei decizia în ceea ce faci tu. Roagă divinitatea și ți va da. Dualitatea. Urmează-ți dorința de unitate și depășește-ți configurațiile interioare. Nu mai fi atât de dual. Dragul meu, tăuraș, tăuroaică, cei din Zodia Taur, încercați să lăsați dualitatea, probabil că aveți un conflict în interiorul vostru, între chakrele inimii, al sufletului, pentru că aici este un fel de bipolaritate. Aici spui ceva, aici nu mai vrei. E cumva o dualitate în sufletul tău. Încearcă să te unești și să alegi ce este corect și cum ar trebui să fie corect. Haideți să vedem cum va fi luna mai pentru cei din Zodia Taur. Este posibil ca voi cei din Zodia Taur să aveți o conexiune cu cineva din Zodie de apă sau un vărsător, pentru că mi s-a arătat cartea când am amestecat,
cineva foarte sensibil, cineva foarte inimos, inimoasă. În luna mai reușești să te deblochezi din situația în care ești, fie financiară, fie sentimentală, unde stai de foarte mult în blocaj. Ești încă într-o confuzie foarte puternică, dar luna mai ne vorbește despre noi manifestări, noi creativități, noi decizii pe care îl vei lua în viața ta, acțiune. Vei avea o altă viziune a noilor începuturi. Nebunul ne vorbește despre tine ca persoană, că vei deveni foarte spontan. Vei lua cumva totul de la zero. Nu știi ce te așteaptă în viitor, dar vrei cumva lucrurile să le miști din loc. Vrei să fii original, vrei să fii aventurier, vrei să fii o persoană care încearcă să ia totul de la zero. O persoană activă, o persoană care are o doză de nebunie în luna mai. Însă pe plan financiar, cei din zodia Taur vor fi foarte calculați, puțin posesiv pe banii lor, adică în sensul că își grămuiesc banii și îl pun deoparte pentru a avea pentru zile mai grele. Veți securiza cumva situația financiară, veți fi mai posesiv pe acei bănuți pe care îi aveți, îi veți sigila și îi veți controla foarte puternic. Dar cartea îmi spune că acolo unde ești prea posesiv, creezi un blocaj, așa că nu-ți pedepsi sufletul să nu-i dai cezarului ce ia cezarului. În momentul în care tu ții foarte strâns de banii aceștia ca să nu cheltui din el și ție îți stânjește sufletul după ceva anume și nu-i dai sufletului, acolo creezi un blocaj. Și cartea ne avertizează că banul este făcut să circule, adică oferă și sufletului cât de puțin din abundența ta. Pentru că neoferindu-i îți vei crea mari blocaje. Din nou ne-a apărut cartea blocajului. Ești prea strict, ești prea exigent cu unele lucruri și acest lucru îți va aduce o hipersensibilitate, o anxietate, o depresie, un blocaj, o introspecție a ta, niște restricții de la anumite lucruri. Deci, draga mea, dragul meu, nu încerca să fii atât de posesiv în unele lucruri. La baza pachetului mi se arată cartea depresiei, stres, negativitate. Ai un mental foarte anxios. Ești într-o, cum să spun eu, în niște insomnii, în prea multă gândire, în nu vezi lucrurile clar. Deci, dragul meu și draga mea, cei din zodia Taur, încearcă să îmbini plăcutul cu utilă. Haideți să vedem dacă te gândești la o persoană dragăție, ce ți aduce această persoană în luna mai, ce se va întâmpla în legătură cu această situație. Da. Dacă ai o conexiune cu o persoană în sufletul tău, în luna mai această persoană își va prelua ceea ce merită, în sensul că va realiza că are mai multe merite față de tine, adică nu își va mai sacrifica iubirea, va prelua acel piedestal al ei pe care și-l merită, își va urma steaua și destinul, îți va întoarce spatele și va pleca către noi
călători către noi abundențe sentimentale, adică ai mare grijă că această persoană din mintea ta este o persoană care crește în abundență și își urmează steaua. Îți va întoarce spatele această persoană din mintea ta. Nu uitați, iubiți-vă mult, să aveți o lună mai abundentă, pupici și vă aștept la următoarea etalare.